Vă salut cu drag, dragi prieteni, și vă spun bun venit și în această seară la emisiunea Vieți schimbate. Suntem împreună din nou și dorim ca să găsim acele resurse în Cuvântul lui Dumnezeu care ne dau putere și care ne motivează să avem o viață fericită și o viață împlinită. Foarte mulți dintre noi avem momente în care visăm, și nu e rău să visezi. Dar visarea aceasta rămâne doar undeva la nivel romantic fără a fi dispus să facem ceva pentru a aduce acele visuri în realitate. Îmi aduc aminte, citeam odată despre marele pianist Ignaz Paderewski, care cânta la pian într-o sală de concert și după ce s-a terminat concertul, a venit la el o domnișoară aristocrată și foarte sfioasă a zis Maestre, credeți că eu aș putea cânta la pian așa ca dumneavoastră? Mi-aș dori și eu să cânt așa cum cântați dumneavoastră. Ce credeți că ar trebui să fac? La care maestru foarte pragmatic s-a uitat la ea și a dat seama că este o fată răsfățată, o fată care trăiește în puf, ținută de părinții ei și care nu este dispusă la sacrificii și a zis, domnișoară, cred că ar fi mai bine să vă măritați. Cred că e destul de plastică și sugestivă această povestioară, pentru că așa suntem și noi. Am vrea să avem succes, am vrea să reușim în viață, am vrea să facem mai mult, dar nu suntem dispuși să plătim prețul. De multe ori ne uităm la oamenii de succes, la oamenii care au uh, mai mult decât noi sau la cei care reușesc în viață și începem să devenim romantici. O, oh, dacă aș avea eu banii lui Cutare, o, oh, dacă aș avea eu vila lui Cutare, o, oh, dacă aș avea eu mașina vecinului meu, dar ar fi extraordinar, mi-ar plăcea și mie să merg numai în vacanțe prin Tenerife sau prin Australia sau eu știu, prin insulele Solomon sau pe unde vreți dumneavoastră. Sunt multe locuri frumoase în lumea aceasta Puteți să adăugați câteva dintre ele Unde v-ați dori să ajungeți Da, este frumos să visezi Și să râvnești la ceea ce au alții Dar întrebarea este Câți dintre noi suntem dispuși să plătim prețul? Pentru că în spatele fiecărei povești de succes Există un preț care trebuie plătit Chiar și la cei pe care noi îi numim hoți, mafioți, eu știu, oameni necinstiți, să știți că e nevoie de multă inteligență să organizezi chiar și un clan mafiot. Acum merg în, în partea cealaltă ca să vedeți că fiecare plătește un preț. Trebuie să îi strunești pe cei care sunt în subordinea ta, să-i ții sub control, trebuie să te ferești mereu de stat și de taxe și să înveți sistemul mafiot. Nu vă recomand lucrul ăsta, doar vă spun că toți aceia pe care noi invidiem, de fapt, au în spate o poveste de sacrificiu. Dacă e să ne gândim la ceilalți care realizează venituri mari, au în spate o companie, au în spate o echipă, au în spate oameni, plătesc taxe, impozite sau, eu știu, au neliniști noaptea, se gândesc, măi, cum să mai fac, cum să mai dezvolt, vine fiscul, trebuie să plătesc TVA-ul, trebuie să plătesc impozitele. În spate fiecărei povești de succes există un bagaj mare de sacrificiu pe care noi nu vrem să-l vedem. Și pe care nu vrem să-l plătim. Ne-am dorit ca să ajungem, dar, de fapt, noi nu vrem mai mult. Și titlul prezentării din seara aceasta, chiar acesta este Nu vrem mai mult. În Sfânta Scriptură am găsit multe ocazii în care Dumnezeu a vrut mai mult să ofere poporului său. Dar poporul a zis: Nu vrem, Doamne, nu vrem mai multă binecuvântare, nu vrem să cucerim mai mult, nu vrem să o ducem mai bine, vrem mai bine să fim sclavi în Egipt. Și după ce au ieșit din Egipt, spune Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Numerilor, capitolele 13 și 14, Dumnezeu a vrut să le dea țara Canaanului, la scurt timp după ce au ieșit din Egipt. N-ar mai fi trebuit să petreacă 40 de ani în pustie. N-ar mai fi trebuit să rămână în viața aceea de mizerie. Și în loc să-și dorească mai mult, oamenii au zis, preferăm mai degrabă să ne întoarcem în Egipt, preferăm mai degrabă să rămânem sclavi, preferăm mai degrabă să rămânem într-o mentalitate mediocră și submediocră, decât să ne asumăm riscuri noi. De fapt, să știți că majoritatea oamenilor gândesc așa. Dacă le spui, uite, îți dau 500 de euro sau 1000 de euro lunar și venitul ăsta este fix, este asigurat, dar uite, îți propun o afacere sau un lucru pe care să-l faci din care poți câștiga 10.000 de euro în fiecare lună, dar este mai riscant. Știți că majoritatea o să aleagă prima parte? De ce? Pentru că oamenilor nu le place să riște. Nu le place să își asume anumite probleme și anumite elemente de nesiguranță. Și atunci zic, wow, mai bine stau așa, iau 1000 de euro pe lună, nu e nicio problemă, stau liniștit și asta e. Stau, visez în continuare la nivel romantic, la o viață împlinită și frumoasă, dar nu vreau să-mi asum nimic în plus. Și asta este realitatea. Și ceea ce au trăit ei, poporul Israel, cât au fost în Egipt, era exact elementul ăsta. Mă, și dacă luăm bice pe spinare, și dacă ne merge greu, și dacă în fiecare zi ne bată ăștia și ne dau mâncare cu rația, e ceva sigur. Nu mai trebuie să gândim, nu mai trebuie să întreprindem nimic. În fiecare zi știm care este programul. Și Dumnezeu a venit cu provocarea și a zis, uite, vreau să vă dau o țară în care curge lapte și miere. O țară care să fie a voastră, să fiți proprietari, să fiți stăpâni. Și în loc să își asume riscurile, ei au zis, Doamne, noi nu vrem lucrul acesta, nu ne interesează. În Cartea Numerilor, capitolul 13, spune Cuvântul Lui Dumnezeu că Moise a ales dos pe cei scoade... Fiecare reprezenta câte un trib al lui Israel și printre ei se aflau Iosua și Caleb și a trimis în țară să-i scodească țara, să vadă ce le pregătește Dumnezeu. Toți cei 12 au văzut aceeași țară, aceleași condiții, aceleași provocări, aceeași realitate. Însă, interpretarea ei a fost cu totul și cu totul diferită. 10 Așa cum se întâmplă, majoritatea de obicei vede lucrurile negru, nu-și asumă riscuri, nu-și asumă niciun fel de probleme, vor doar siguranță și un trai modest. Iar doi dintre ei au spus: "Hai să punem mâna pe țara aceasta." Fiți atenți. În versetul 27 din capitolul 13 spune cuvântul lui Dumnezeu așa: "Iată ce au istorisit lui Moise." Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Până aici totul perfect. Bă, am fost acolo, am văzut țara, este ok, este extraordinar ceea ce am văzut acolo, dar cam atât. Minimalizează binele și exagerează negativul și problemele. Vă mirați de ce oamenii sunt atât de atrași de știrile senzaționale negative? Pentru că, de fapt, ei se victimizează și după aceea caută țapi ispășitori. Caută negativul, caută suferința. De fapt, viața este grea, viața este amară, este cât se poate de împovărătoare. Asta este realitatea. Noi suntem niște victime, noi uh, suntem exploatați de toți, de stat, de patron, de taxe, de impozite, este groaznic. Și unii duc în paradigma aceasta întreagă existență. Și sunt alții care spun, da ok, sunt probleme, sunt anumite lucruri care nu apar ca la carte, dar în tot acest sistem de viață și în tot acest sistem de organizare, noi putem să facem ceva mai bun. Ăștia sunt foarte puțini. Pentru că majoritatea acceptă să-și plângă de milă și să caute țapi ispășitori. Da, într-adevăr, ar putea fi mai bine dacă și ar fi așa, 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 așa și caută alți oameni sau entități care să le vină în ajutor sau care ar putea să le vină în ajutor să înlocuiască responsabilitatea lor personală. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Banca am văzut acolo și pe fiul lui Anac. Și într-adevăr, din punct de vedere istoric, este dovedit că cetățile din vremea aceea erau foarte, foarte bine fortificate. Aveau ziduri groase, aveau porți foarte bine, aveau porți foarte solide, Aveau contraforturi de pământ care la bază atingeau o lungime de 80 de metri. Trebuia să muți munți de pământ și pietre și copaci ca să ajungi să dai cu berbecii în ziduri. Din punct de vedere realist, așa dus la un nivel uh, mediu, este ok observația, dar n-au văzut dincolo. De toate aceste piedici, n-au văzut dincolo de toate aceste lucruri care le stăteau în cale. Așa cum se întâmplă cu oamenii care nu vor să reușească foarte multe în viață, nu văd dincolo oportunitățile, se opresc la probleme și toată viața ei rezolvă probleme sau le evită. Și atunci, întrebarea este a cui este responsabilitatea? Poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba, am văzut acolo pe fiul lui Anac. Amaliciții locuiesc ținutul de la miază zi. Ebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Caleb, spune cuvântul, a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis, haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu el au zis Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, că este mai tare decât noi. Și au înnegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care îi iscodiseră. Ei au zis Țara pe care am străbătut-o ca să-i scodim este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe Uriaș, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul Uriașilor înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Observați exagerarea. Hai mă, fi serios, ce succes, ce viață bună vrea Dumnezeu de la noi. Noi suntem amărâți și începe lista de plângeri și de nemulțumiri. oh, ce vorbești, noi suntem vai de capul nostru, Doamne. Și devenim în felul ăsta un fel de cerșetori la poarta raiului. Niște asistați sociale ai lui Dumnezeu și Dumnezeu zice vreau să fiți cât se poate de puternici și să aveți vise mari în viața aceasta. Și oamenii aceștia zic, Doamne, dar nu se poate așa ceva. Uite câte piedici, câte probleme, câți uriași, ce cetăți puternice. Nu avem cum, Doamne, tu înțelegi? Nu se poate! Și acest nu se poate, luăm în brațe și începem, începem să-l creștem din ce în ce mai mare și până la urmă, viața noastră este țesută în jurul lui Nu se poate. Cum să cucerim noi țara? Cum să punem noi mâna pe cetățile acelea? Este o imposibilitate. Iosua și Caleb au zis, haideți să punem mâna pe țară. Ceilalți, nu, domnule, nu se poate, nu se poate. Și nu doar că au fost de părere contrară, că de-ar fi așa, ar fi ok. Însă oamenii aceștia caută să-i tragă în jos și pe cei care au astfel de idei avangardiste. Și dacă nu se potolesc, acești vizionari sunt în stare chiar să-i omoare cu pietre să producă o isterie în jurul lor, să zică, bă, noi suntem amărâți, ce vreți, mă, voi să ne scoateți din traiul ăsta mizerabil? Vedeți-vă de treabă cu utopiile voastre. Și spune capitolul 14 cu versetul 1, că toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și tot norodul a plâns în noaptea aceea. De ce au plâns? De ce au plâns? De isterie, de nervi, de frică, așa cum se întâmplă cu majoritatea oamenilor care întâlnesc probleme în viața lor și se lasă bătuți. Au plâns toată noaptea aceea și au început să țipe și spune cuvântul lui Dumnezeu că toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? Sau, de ce nu am fi murit în pustie aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta, în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Aș vrea să înțelegeți un mecanism defect al gândirii pe care îl au majoritatea oamenilor. Acela atunci când Dumnezeu îți pune o perspectivă măreață în față și tu cauți toate motivele posibile și imposibile să nu realizezi lucrul pe care ți-l propune Dumnezeu, victimizându-te și spunându-ți că nu ai cum să faci lucrul acela. Cum să facem noi asta? Nu mai bine muream noi în Egipt, copilașii noștri să fie de jaf, păi da, stați un pic, dar cum era în Egipt? Mi-aduc aminte de perioadele pe care le tot plâng unii, perioadele comuniste în care, da, domnule, uite că era mai bine, că se făcea. Da, într-adevăr s-au făcut anumite lucruri, este adevărat. Și nu neg că s-a construit foarte mult, s-a făcut foarte mult, însă uităm și de celelalte aspecte, dacă întoarcem moneda. Faptul că nu erai liber să vorbești, faptul că Erai condiționat din multe puncte de vedere, faptul că stăteai la cozi, la lapte, pâine, carne, ouă, ulei și așa mai departe. Erau multe inconveniente pe care oamenii le minimalizează. Gândiți-vă câți au murit în pușcările comuniste, câți au fost exterminați cu zile, intelectuali, oameni de valoare. Astea nu le mai vedem. Și încercăm să minimalizăm răul acesta. Și să maximizăm toate acele avantaje pe care noi le avem în anumite situații. De frica viitorului, minimalizăm inconvenientele și augmentăm foarte tare niște avantaje minuscule. Chiar. Îmi vine să râd în momentul în care citesc acolo ce bine o duceau ei în Egipt, domne. Când ăștia le măreau normele de cărămiz, nu le dădeau nici paie, când îi băteau, când n-aveau nici mâncare suficientă, când erau cu statutul de sclav, ce bine o duceau ei în Egipt, că aveau unde să moară. Mare lucru, de parcă nu poți să mori oriunde, că e foarte important că mori în pustie sau că mori uh, aruncat într-o groapă undeva în Egipt. Mai contează unde mori? mai contează unde ești îngropat. Dar vedeți cum suntem noi oamenii. Suntem atât de absurzi în situații de genul acesta. Tot poporul a început să plângă, să țipe, pentru că nu dorea ceva mai mult. Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi deja nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Ce diferență între perspectiva lui Dumnezeu și perspectiva noastră? Dacă vorbim de poporul ales și apoi făcând o paralelă la noi, putem să vedem că Dumnezeu vrea lucruri mari de la noi și de la poporul Său. Însă, de cele mai multe ori, noi suntem cei care limităm binecuvântările lui Dumnezeu. În Cartea Deuteronomului, de la capitolul 28, acolo unde Dumnezeu prezintă binecuvântările și blestemurile pentru poporul său, în cadrul legământului, la binecuvântări Dumnezeu zice așa, și aș vrea să înțelegem, este o binecuvântare rostită în mod special pentru poporul lui Dumnezeu, au fost practic predestinați la succes și la a conduce lumea, și lucrul ăsta nu poate fi contestat, pentru că asta se întâmplă și astăzi, indiferent ce ar fi făcut, dar uh, mă gândesc dacă ar fi ascultat cât de multe ar fi binecuvântat Dumnezeu, dacă acum sunt uh, cum sunt față de Isus Hristos, față de Dumnezeu și sunt atât de binecuvântat și conduc lumea. Dar, până la urmă, putem să luăm și noi o lecție de aici, chiar dacă binecuvântarea aceasta este în special pentru poporul ales. Domnul te va copleși, Deuteronom 28, cu 11, cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Și până la urmă le-a dat-o. Chiar dacă nu a dat-o acelei uh, generații, uh, până la urmă, Ceilalți copiii lor au moștenit țara. Domnul îți va deschide comoară lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Se întâmplă asta sau nu? Hai să fim serioși, care sunt cei mai mari banchieri, da? Închidem paranteza. Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dă astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la toate poruncile pe care ți le dau astăzi ca să vă duceți după alți Dumnezei și să le slujiți. Iată perspectiva lui Dumnezeu. Asculți, te binecuvântez. Vreau să fii cât se poate de sus. Vreau să fii cap, nu coadă. Vreau să conduci, nu să fii condus. Și ce au făcut? Au ales mai degrabă Egiptul. Vrem mai bine în Egipt. Și dacă nu câștigam noi nu știu cât, și dacă nu eram proprietar, și dacă eram în niște colibe de lut și paie și stuf, nu contează. Aveam și noi siguranța aceea mizerabilă de zi cu zi. S-au mulțumit cu puțin. Noi vrem puțin, vrem puțin. Și unii fac din asta o virtute. O, oh, vezi ce om sfânt, ce, o, ce oameni pioși, ce oameni ai lui Dumnezeu, că nu om, domnule, ca ăștia, ca hrăpăreți, ăștia care vor să mănânce, să înghită pământul. Însă, dacă citiți cu atenție cartea genezei, o să vedeți că Dumnezeu nu a propus oamenilor să fie niște amărți care o duc de pe o zi pe alta, care să. Se supună altora și să facă doar ceea ce spun alții, nu a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Asta înseamnă putere. Asta înseamnă influență, asta înseamnă bogăție, asta înseamnă bunăstare. Și n-a zis o doar pentru unii. Ce a zis o pentru toți. Și dacă te numești om, Dumnezeu ți-a dat mandatul acesta de a avea fruntea sus. Și de a avea demnitate, de a avea putere și de a stăpâni. Ori noi plecăm capul cu minți, docili, da, să căi bine și atâta, nu, e nicio problemă. Și Dumnezeu zice, ok, dacă nu vrei mai mult, nicio problemă. Nu te forțez eu să o duci mai bine. Și spune cuvântul, ne întoarcem acum la numeri 14, că toată adunarea a zis, mai bine, să ne întoarcem în Egipt. Și versetul 4, au zis unul altuia, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Ce perspectivă minunată! Și noi îi judecăm și zicem, mamă, dar îți dai seama că ăștia n-au avut credință. Ăștia n-au avut credință, domnule, cum adică să te întorci în Egipt? Dar, de fapt, noi facem exact același lucru. În momentul în care Dumnezeu pune în fața noastră niște perspective, zicem, nu, nu, noi ne mulțumim cu atât, nu ne mai trebuie mai mult. Noi vrem Egiptul, noi vrem să stăm cu minți acolo, nu ne trebuie mai mult. ok, este alegerea ta. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce-i scodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele. Bă, nu se poate așa ceva. Dumnezeu ne pune în față țara, Dumnezeu vrea ca să facă din noi un popor de oameni liberi și noi să ne întoarcem înapoi în sclavie. Este imposibil așa ceva. Și, de fapt, așa s-a întâmplat cu generația aceea. Au murit toți sclavi, deși au ieșit din Egipt. Din păcate, și noi, românii avem o mentalitate de sclavi. În multe privințe. Avem mentalitate de sclavi. Majoritatea dintre noi. Nu avem perspective. Chiar spunea nu știu, ori domnul Pleșor, ori uh, domnul Puric, că în venele noastre clocotește un sânge de rob. De ce? Pentru că nu avem perspective. Foarte mulți dintre noi nu avem perspective. Și Așa se explică faptul că trebuie să vină alții să ne exploateze minele de aur, așa se explică faptul că trebuie să vină alții să ne exploateze gazele și uh, toate resursele și cărbunele și terenurile să le vindem moca celorlalți, să le exploateze, să ia tot rodul țării, să facă bani cu ele și să ne le vândă nouă. Asta înseamnă că suntem cât se poate de indiferenți și suntem cât se poate de fără perspective. A dacă mie merge bine, e ok, cât de cât. Dacă nu-mi dă cu ceva în cap sau dacă cât de cât mai am o pătrățică în care să mă desfășor, stau liniștit. Să vândă tot, să facă ce vor, nu mă interesează. Perspectivă de rob. Vedere scurtă, perspective mici, mize mici, interese mici. Și Dumnezeu zice, vreau să vă dau țara Canaanului. Când au văzut Iosua și Caleb la ce perspective au renunțat, și-au rupt haine și au zis, bă, oameni, voi sunteți întreji la cap, voi nu vă dați seama ce pierdem. Dumnezeu vrea să ne dea acum țara. Și atât de tare s-au supărat pe ei, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că au luat pietre și au vrut să-i omoare. De ce? Pentru că le-a pus în față o perspectivă nouă. Dar dacă ești mediocru și dacă ai ai o vedere scurtă și îngustă despre viață, nu suporți pe cei care vor să facă mai mult. Și începi să devii invidios, începi să le dai la picioare, începi să îi, îi pune greși, să spui ce vorbești mă cu visurile astea și cu dorințele astea. Nu există așa ceva. Nu suntem amărășteni. Și spune aici cuvântul, dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin. Domnul este cu noi. Nu vă temeți de ei. Concluzia. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Unde dai? și un Nu vrem mai mult. Doamne, ce canan, ce stăpânire, ce țară în care curge lapte și miere. Noi vrem să fim robi. Și dacă ne mai enervează vizionarii ăștia ai tăi, îi și omorăm cu pietre. Pentru că noi suntem oameni amărâți. Noi suntem oameni care vrem să rămânem aici. Nu vrem să ne depășim condiția. Și la care ce să spună Dumnezeu? Bravo, băieți! Ați fost de toată isprava. niște oameni extraordinari. Nu, no, voi sunteți oameni umili, oameni simpli, oameni care nu vreți să vă depășiți condiția. Da, de ăștia am nevoie în raiul meu. Nu. No. S-a supărat atât de tare Dumnezeu pe ei încât a fost în stare să-i nimicească dacă nu intervenea Moise. Faptul că nu ne dorim mai mult de la viața aceasta, din, în toate domeniile, Începând de la sănătate, stil de viață, mod de gândire, chiar posesiuni materiale, este o jignire la adresa lui Dumnezeu. Pentru că noi îngropăm talanții pe care El ni-i dă. Am moștenit acest comunism bisericesc și acest comunism mesianic prin care s-a interpretat greșit un pasaj sau mai multe pasaje ale Scripturii prin care am făcut o virtute din sărăcie și mediocritate. Și dacă ești în sărăcie și mediocritate, ești mai neprihănit decât ceilalți, decât ăia care sunt lacom și care vor toată ziua mai mult. Însă, gândirea aceasta îl jignește pe Dumnezeu. Și a fost atât de tare supărat Dumnezeu încât a zis mă mânii atât de mult, m-au mâniat atât de mult încât vreau să-i nimicesc Moise. Și Moise intervine, Doamne, te rog, nu, lasă, nu mai, ce o să zică popoarele? Și până la urmă Dumnezeu se lasă înduplecat și spune aici de la versetul 19, capitolul 14. Iartă, dar fără de legea poporului acestuia, după mărimea îndurării tale, cum ai iertat poporului acestuia din Egipt până aici. Care era nelegiuirea lui? Răzvrătirea, nemulțumirea și lipsa dorinței de a avea mai mult. Da, da, ați auzit bine. Lipsa dorinței de a avea mai mult a fost considerată de Dumnezeu o insultă și o nelegiuire. Eu vreau să fiu generos cu tine și tu ai tot mentalitate de cerșetor. Vreau să-ți ofer să fii stăpân și tu tot sclav vrei să rămâi. Vreau să schimb condiția ta și tu vrei să rămâi în mocir la acolo, ca un cerșetor. Dacă vrei asta, rămâi acolo, dar nu mă reprezinți. Și a fost atât de mânios încât a vrut să-i nimicească. A intervenit Moise și a zis, Doamne, te rog, lasă-i, mai ai răbdare cu ei. Și bineînțeles că Dumnezeu spune următoarele, iert cum ai cerut, dar cât este de adevărat că eu sunt viu și că slava Domnului va umple tot pământul, atât este de adevărat că toți cei ce au văzut cu ochii lor slava mea și minunile pe care le-am făcut în Egipt și în pustie și totuși m-au ispitit de 10 ore acum și n-au ascultat glasul meu, toți aceia nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le voi da și anume toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea. Cu alte cuvinte, cei care nu aveți viziune, nu aveți perspective, nu aveți nici un plan pentru viitor, n-aveți ce căuta în țara Cananului. Știți, de multe ori am considerat că dacă niște lideri nu fac rău, sunt ok. Dar nu asta este problema la lideri, că de aia sunt puși acolo. Un lider, dacă nu are perspective, dacă nu are viziune, dacă nu are acel plan pentru viitor, pentru dezvoltare, el face o nelegiuire. Nu e de ajuns să stai acolo în papucii statului, cum se zice. În zicală, nu? Să tai frunze la câini, nu faci rău. Nu de lapide, dar nici nu dezvolți nimic. Nu dezvolți nimic, n-ai ce căuta acolo. E păcat. Și dacă tu nu faci nimic cu viața ta, cu talanții pe care ți-a dat Dumnezeu, este păcat. Și Dumnezeu a fost foarte supărat. Toți aceia nu vor vedea țara. Și uneori este nevoie să moară o generație. Ca să se schimbe ceva. Este un adevăr trist, dar cât se poate de clar. N-a putut nici Dumnezeu să facă nimic cu ei. De ce? Pentru că n-au vrut. Și dacă nu vor, cum să-i ducă Dumnezeu cu forța? Spre bine, spre mai bine. Nu face niciodată lucrul ăsta. Nu vrei, nicio problemă, nu te forțezi. Și o generație a trebuit să moară în pustie. Ca să se schimbe ceva. Este un adevăr trist, dar cât se poate de, de la locul lui. Ne spune ceva despre noi, ne spune ceva despre viața noastră. Care a fost diferența între Iosua, Caleb, Moise și ceilalți? Faptul că au trăit la o altă perspectivă, din altă perspectivă și au privit din alt unghi viața. Ei aveau Canaan un suflet și când vedeau în fiecare zi nemulțumirile și cârtirile și faptul că se tot plâng de absolut orice, era o suferință enormă pentru ei, pentru că ei știau că puteau să ajungă deja în Canaan, că puteau deja să fie acolo, că puteau deja să se bucure de roadele țării. Și singurii care au ajuns în Canaan au fost Iosua și Caleb. Nu e cam puțin dintr-un popor întreg? Din toată generația aceea, nu e cam puțin două persoane să ajungă? Da, pentru că doar acei doi oameni au avut viziune și au avut credință. Nu vreți țara? Nici o problemă. Nu vă forțez eu să vă fie mai bine. Noi credem că Dumnezeu tot stă după noi și ne dădăcește și hai, dragul meu, hai, ridică-te, hai, nu mai plânge, hai, stai cu minte, hai, hai, uite, dacă nu vrei, nicio problemă, dar hai, încă o dată și încă o dată. Dar Dumnezeu nu stă să ne dădăcească. Știți că se spune că oportunitatea sau ocazia are moț. Și dacă n-ai prins-o, s-a dus. Poate ani sau zeci de ani nu mai ai prins aceeași oportunitate. Și noi stăm și așteptăm și așteptăm, lasă că o să mai fie și altă dată și altă dată și s-ar putea să treacă viața și să nu mai vină o altă oportunitate decât după 10, 20, 30 sau 40 de ani, cum a fost în cazul lor. Și au început să plângă după aia. Prima dată au plâns de isterie și de nervi, nu vrem, nu vrem, nu vrem și au fost în stare chiar să-l omoare pe Moise și pe Iosua și pe Caleb cu pietre, și acum au început să plângă când au văzut că e pe bune și Dumnezeu a rostit deja sentința. Doamne, da, te rugăm, da, iartă-ne, da, hai, te rugăm, că uite că ne schimbăm, că... Și Dumnezeu nu este om. El știe foarte clar inima, gândurile, felul în care acționăm. Și a zis, gata băieți, am terminat. 40 de ani am terminat cu povestea asta. Și dacă observați, în toate cărțile lui Moise, de aici încolo, Dumnezeu nu mai vorbește despre Canaan ca fiind un adevăr prezent, o realitate prezentă sau imediată, ci una îndepărtată. Când te va duce Domnul în țara aceea bună? Când o va da copiilor, copiilor tăi să faci, să dreci, să învârți nu știu ce? Dar pentru generația aceea Dumnezeu nu mai prezintă ca pe ceva imediat, iminent. Nu, gata, s-a dus. Pentru voi s-a închis. Când va fi? Va fi. Generațiile următoare. Cu voi am terminat capitolul ăsta. În schimb, dacă citiți de aici încolo, urmează un șir neîntrerupt și un lanț de nemulțumiri adresate lui Moise, lui Aron, lui Dumnezeu, lui Osua, lui Caleb și oricui putea fi adus ca țap ispășitor. No, Nu avem pâine. N-avem praj, n-avem carne, n-avem apă, n-avem, n-avem. Asta este placa pe care ei o rotesc la nesfârșit în drumul acela prin pustie. La un moment dat, când citești, te enervezi, zici, Doamne, dar de ce nu ai trăznit pe loc? Cu Core, Datam, Abiram și mulți alții. Dumnezeu tot are răbdare. Mai intervine și Moise. Doamne, lasă, iartă-i, hai, mai, și acum, și acum. Și într-adevăr Dumnezeu nu i-a nimicit pe toți, pe unii i-a mai ars, pe alții i-a mai înghițit pământul, la cutremur și așa mai departe. Dar tot nemulțumiți au rămas. Și au dus o existență mizerabilă pentru că nu și-au dorit mai mult. Vederea lor era pâine, pești, praj, carne, apă, n-avem, n-avem, n-avem. Cine e de vină? Dumnezeu și Moise. Asta era perspectiva lor. Ce să faci în astfel de situații cu astfel de oameni? Îi lași în pace așa cum vor. Pentru că ei nu-și doresc mai mult. Nu-și doresc mai mult. Și dacă nu-și doresc mai mult, poți să iei cu forța să faci ceva cu ei? Nu. Dumnezeu nu face lucrul ăsta. Și îi lasă pe oameni să meargă potrivit cu alegerile lor. Spune cuvântul că... După ce Dumnezeu le-a rostit sentința, s-au dus ei să cucerească țara și s-au înarmat. ho, oh, mari vitești, Doamne, iartă-ne, gata, hai, înainte! Și Dumnezeu a zis, gata, am închis, am închis subiectul. Nu mai avem ce discuta pe tema asta, gata, s-a închis peste 40 de ani. Însă unii sunt atât de îndârjiți și nu vor să accepte că sunt răsuflați, expirați, că Dumnezeu nu le mai prezintă acea perspectivă lor. Este pentru alte generații. Și mai e încă un adevăr valabil în leadership. Cei care au generat problema, rareori mai pot să remedieze acea problemă. Trebuie să vină altcineva ca să o remedieze. Și noi tot vrem, a, rugăciuni, viziuni și toate alelalte, să se schimbe cu cine? Cu aceiași oameni? Nu se poate. Trebuie aduși alții. Și într-adevăr, oamenii aceia au murit toți în pustie. 40 de ani s-au rotit în jurul muntelui, nemulțumiți, tot cârtind că nu au, că nu le dă Dumnezeu, ca niște asistați sociali. Și Dumnezeu, în bunătatea lui, a zis, bun, vreți asistență socială? Vă dau mană, vă dau mâncare ca să aveți, să nu muriți de foame. Asta vreți? Asta vă dau, nicio problemă. Ei, și spune cuvântul că. După ce au văzut ei că Dumnezeu chiar vorbește serios, au uh, început să plângă, zice cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 14, versetul 39. Moise a spus aceste lucruri tuturor copiilor lui Israel, adică faptul că Dumnezeu a închis porțile Canaanului și poporul a fost într-o mare jale. <laughs> Jalea luzărilor jalea pierzătorilor, jalea oamenilor încăpățânați și mediocri. S-au sculat diz de dimineață a doua zi și s-au suit pe vârful muntelui zicând iată-ne, suntem gata să ne suim în locul în care a vorbit Domnul, că ce-am păcătuit. Spuneți dumneavoastră dacă sunt normali oamenii ăștia la cap. Când Dumnezeu le-a zis pe bune, uite, totul este pregătit, hai să punem mâna pe țară, nu, nu vrem, nu vrem. Au început să plângă, să dea cu pietre. Dădeau cu pietre dacă nu intervenea Dumnezeu. În Iosua, în Caleb, în Moise. Când Dumnezeu le-a zis, gata, nu mai vreau să aud așa ceva, Doamne, te rugăm iartă ne rugăm, iartă-ne, hai că acum mergem. Păi dar ce facem aici? Ne jucăm de a... oportunitățile cu Dumnezeu? Ne jucăm de-a Canaanul, de-a binecuvântările? Păi, ce facem aici? Credem că la Dumnezeu e așa ca la târg, ca la piață. Și Moise a zis, pentru ce călcați porunca Domnului? Nu veți izbuti, punct, Dumnezeu nu mai este cu voi, s-a dus oportunitatea. Și bineînțeles s-au încăpățânat. Așa cum se încăpățânează mulți să cărpească lucrurile. Hai, domne, hai că merge mai tragem o rugăciune, mai cheltuim niște fonduri, mai facem nu știu ce, facem noi cumva să iasă bine acolo. Dar Dumnezeu a zis, nu, îmi pare rău, dar nu sunt în planurile astea. Nu, Doamne, hai, că tragem de poală haine, hai, binecuvântează. Nu merge. Dumnezeu nu este acolo. Și cum îți dai seama că Dumnezeu nu este acolo? Unu, lucrurile merg prost. Da, nu, asta nu înseamnă că nu ai probleme atunci când întreprinzi ceva de amvergură. Dar lucrurile pe ansamblu merg prost. Nu au o perspectivă largă. Doar unii fac politica. O atmosferă tristă, încrâncenată, tensionată, negativistă. Și vezi că nu se extinde lucrarea respectivă. Acolo unde este binecuvântarea lui Dumnezeu, este entuziasm, este putere, se dezvoltă, oamenii sunt încântați, vor să se implice, vor să sacrifice, dincolo, nu. Atmosfera pe care au creat-o 40 de ani, nemulțumire și cârtire de perspective ce să mai vorbim. Și s-au dus. S-au îndărădnicit, spune versetul 44, și s-au suit pe vârful muntelui. Dar chivotul legământului și moise n-au ieșit din mijlocul taberei. Atunci s-au pogorât amaleciții și cananiții care locuiau în muntele acelea, i-au bătut și i-au tăiat în bucăți până la urmă. Asta s-a întâmplat. Pentru că n-au prins valul creat de Dumnezeu. Și pentru că au refuzat, sau au încăpățânat să prindă acea oportunitate pe care Dumnezeu a pus-o în fața lor. Și vreau să înțelegi că Dumnezeu nu ți aduce binele cu forța în viață. Dumnezeu nu te forțează să fii binecuvântat. Dacă nu ești dispus să sacrifici, să faci lucrurile respective, Dumnezeu te lasă să trăiești așa cum ți-ai ales, cum îți place, unde vrei să rămâi. Ce diferență între ei și generația nouă? În cartea lui Iosua, capitolul 1, sunt câteva gânduri pe care vreau să le împărtășesc cu voi în seara aceasta și pe care aș vrea să le luați la suflet. Cartea Iosua este o carte a entuziasmului, a credinței, a nebuniei credinței pe care a avut-o Iosua omului Dumnezeu. Poate să fie ceva mai măreț după moise, da, poate să fie Iosua poate să fie un alt vizionar, un om al lui Dumnezeu care duce lucrarea mai departe și care dă țara poporului. Poate să fie ceva mai bun decât generația aceea care știa tot? Da, o generație entuziastă care este dispusă să acționeze, nu tot să dea din gură, taca, 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 aia nu aia nu merge, aia nu-i bună, aia nu trebuie, aia ar trebui așa. Și în cartea lui Iosua găsim făgăduința lui Dumnezeu care este nelimitată. În versetul 3, Dumnezeu îi spune lui Iosua, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise, cu alte cuvinte, eu nu vă pun limite, doar credința sau necredința voastră stabilește limitele. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Este simplu. Și atitudinea generației acelea era cu totul și cu totul diferită. De la istericii care plâng și spun, nu se poate, nu vrem, nu ne trebuie Canaanul. O generație care gândește cu totul și cu totul diferit. Versetul 16, după ce Iosua le prezintă viziunea și planul din partea lui Dumnezeu, eu răspuns lui Iosua și au zis, vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta în totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost cu Moise. Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale și care nu va asculta de tot ce vei porunci, să fie pedepsit cu moarte. Întărește-te numai și îmbărbătează te Există niște cerințe pentru succes vis-a-vis -vis de lideri și popor. Lideri buni, popor capsat. Eșec, sigur. Lideri frustrați, mâncați în dinți, cărora li se toacă energiile și uh, resursele și talentele cu niște oameni care nu, nu vor să-i lase să dezvolte ceva. Lideri slabi, popor binevoitor, care vrea să facă ceva, n-au viziune, n-are cine să-i ducă acolo unde trebuie. Da? Nu, nu se realizează nimic. Lideri buni, popor bine motivat, care susține liderul, realizează lucruri mari. Dar lucrurile astea, fuziunea aceasta se realizează poate odată la zeci de ani. Să fie un lider bun și un popor care să-l susțină astfel încât să facă lucruri de ispravă. Dragii mei, Dumnezeu vrea ca să ne dorim mai mult. Dumnezeu vrea ca viața noastră să fie una plină de putere, plină de entuziasm, plină de succes. Dumnezeu nu ne-a adus în lumea aceasta ca să fim niște loseri, niște pierzători. Și bun, hai să zicem că nu o să faci un imperiu financiar. Dar dacă vorbim despre capacitatea ta de a îți dezvolta darurile, talentele pe care ți le-a dat Dumnezeu, să fii foarte bun în ceea ce faci. Aici există o paletă și o arie de dezvoltare extraordinar de mare, pe care cei mai mulți dintre noi suntem reticenți să o împingem cât mai departe. Deci, mă lasă, mi ajunge și așa, legea conservării. Am ajuns, mie e ok, mă mulțumesc cu atât, nu vreau mai mult, rămân aici. Și Dumnezeu zice, aici vrei să rămâi? Ok, nicio problemă. Nu vreau să-ți dau mai mult nici eu. Dacă tu nu vrei mai mult, până aici a pășit talpa piciorului tău, atât îți dau. Dacă însă îndrăznești să-ți dorești mai mult, Dumnezeu zice, ok, Ți-am dat 5 talanți, îți mai dau încă 5. Ți-am dat 2, îți mai dau încă doi. Dacă tu vrei lucrul ăsta. Dumnezeu nu este comunist. Dumnezeu este antreprenor. Dacă pot face comparația aceasta. Dumnezeu dă daruri pentru ca noi să le putem dezvolta. Pentru binele altora și pentru binele nostru, bineînțeles. Aceasta este perspectiva lui Dumnezeu. Nu te mai limita. Nu te mai plânge. Nu încerca să găsești scuze. Visează mult muncește mult, întreprinde mult, ajungi cât mai departe și dute cât poți de mult în viața aceasta și ca un bonus sărută și veșnicia, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al biruitorilor, nu al înfrânților.